Perfecto. Deve aria a dormi. Tati, dar nu le prinzi individual? Vrei să le punem pe fiecare separat? Da, și pe culori diferite. Să vă zic eu? Da, haideți. Termină repede și le ducem la mami. Dar tati, dă-ți un pic așa. O să vezi tu imediat că o să arate bine. Ai răbdare. Bine, bine. Sunt pregătită. Ce ai? Avem 3 cutii. Toate sunt de aceeași dimensiune, doar că de culori diferite, astfel încât voi să alegeți una din ele. Și cu asta ce facem, tati? E secret, cutia misterioasă. În ea sunt mâncăruri pentru bebeluș. Yeeey! Abia aștept, dar eu am fost cu ei. Știu ce ați luat, lapte, cereale. Briana, nu trebuie să le spui. Într-adevăr, Briana a fost cu noi la cumpărături și ne-a ajutat, să spunem așa, în alegerea alimentelor, băuturilor și așa mai departe pentru voi, fetelor. Să vedem. O să vă placă? Da! Da! Nu ai voie să te uiți. E secret. Are două și poate să te uite. Da, dar nu vede totul. Acum nu ne rămâne decât să mergem la mami și la Ariana și să vă pună ce aliment să alegeți. Eu vreau cereale. Eu vreau biscuiți. Eu vreau lapte praf. În scurt timp veți afla ce alegeți fiecare. Trebuie doar să aveți răbdare. Teo abia așteaptă să aleagă una dintre aceste cutii. Colorate, dar uitați despre aici, blighi, blighi, blighi. Mergem! Venim, mami! Venim, mami! Venim, mami! Șt! Ce v-ați pregătit să faceți? Eu am îmbrăcat pe bebele să-l scot la aer. Nu, mami, facem challenge. Mami! Bine atunci, bebe mai rămâne în casă, dar facem challenge-ul în liniște, să nu treziți. Da. Mami, asta cu liniștea nu depinde de mine, depinde de fete. Eu voi face liniștea cea mai mare. Ba nu, eu. Liniște, să mergem de aici. Mai bine, mami, pune-i monitorul să o supraveghem de la distanță. Mă duc eu să-l aduc. Ok, așa mă faci. Mă aștept. Perfect, o vedem. Acum să mergem de aici. Luați-vă cutiile. Îmi place verdele. Îmi place rozul. Ari se mișcă. Așa e, dar încă nu s-a trezit. Să-i dăm start challenge-ului. Primul lucru, dați cutiile aici și închideți ochii. Repede, repede, ochii închiși. Cu ce începe, mami? Cu ceva ce nu găsesc. Prima surpriză din cutie. Teo și Mara. 3, 2, 1 și... Eu repostez. Da! Ce? Acestea sunt lingurițele de bebeluș cu care veți mânca. Și ce vom mânca? Surpriză! Dați-le înapoi! Mă uită să-ți luari. Pauză de arii.
Iar noi vă arătăm acum doar vouă ce am cumpărat pentru acest challenge. Am ajuns într-un loc unde se găsește mâncare de bebeluși. Iată ce am găsit, niște sucuri speciale pentru cei mici. Le punem în coș. Hello? Fetele mici sunt cu noi, prietena grădinița cele mari la școală. Și pentru ca această provocare să fie mai interesantă și mai amuzantă, le voi lua fetelor lingurițe din acestea speciale pentru bebeluși. Vom încerca și biscuiței pentru bebeluși. Sunt curios dacă fetele îi vor agrea. Eu zic că îi adoră. Așa sau așa? Acestea sunt pentru 6 luni, iar aceștia pentru 4 luni. De care să le luăm? Eu voi lua așa, mâncare. E piure pentru copii, dar eu zic să iei la fel. Să luăm la fel. Da, ia 3 la fel, așa. Și borcanele am găsit de caise, voi lua 4, nu, 3. 3. Are încă nu participă la acest challenge. Și e prea mică să mănânce borcanele. Acestea se dau de la 4 luni. Asta dacă încep diversificarea. Dar bebelușul poate fi hrănit exclusiv la sân până la 1 an. Nu-i așa, Ariana? Uite! Am găsit altceva. Uite, sunt mai colorate așa. Și sunt și bio. Și mai e ceva. Noi le-am tot luat din astea cu fructe. Dar hai să le luăm ceva cu legume, să le supunem la probe mai interesante. Sunt sigură că se vor strâmba. Legume sau fructe? Ia-le tu! Am găsit, tati, pentru fete un meniu bio cu legume, orez, carne de pui. Ce părere ai? E bine. Vor mânca? Poate o să ne strâmbăm. Așa este, cu cartofi, spanac și legume. Nu, cred că cel cu cărniță merge mai bine. Partea cea mai amuzantă din acest challenge este că dacă la o probă nu reușesc fetele să mănânce sau se strâmbă sau nu le place ceea ce găsesc în cutiuță, vor avea de efectuat o provocare, o provocare amuzantă. O altă provocare? Eu vreau să fac o altă provocare. Poate chiar una amuzantă, doamne. Mâinile la voi, vă rog. Abia aștept să vedeți și voi ce vă așteaptă. Runda 1, cu adevărat, închideți ochii. Alegeți cutiile. Eu vreau. Teo. De asta. Nimic nu e aici. Am nenorocoasă. Nu-i prea bine? A mine foarte grea. Acolo sunt toate. Și? Doar una? Prima provocare este următoarea. Cu lingurița veți lua și veți gusta. Trebuie să luați o linguriță plină. Ce? Dacă vă strâmbați sau scuipați, atunci veți primi o provocare. Dar dacă cineva va vrea să consume tot borcanelul, acela va primi un premiu. Totul. Așa că start challenge. Hai, Teo, ia prima. Ce înseamnă să-i luăm? Hai. Nu e o travă, e mâncare pentru bebeluși. Voi ați mâncat vreodată mâncare pentru bebeluși? Să vedem cum e Mara, o linguriță plină. Mara e cam crișat, nu e plină. Asta miroasea peste, napui. Nu, legume și orez. Hai, Teo, hai. Hai, Mara, hai. Ia o linguriță plină. Bri? Plină, altfel primești pedeapsă. Vreau. Și Teo scuipă, nu cred! Ce faci, Teo? Singura care a mâncat a fost Mara. Briana doar a gustat cu vârful linguriței, iar Teo a scuipat. Așa că vrea cineva să mănânce tot borcanelul? Ia să iau și eu cu o linguriță. Asta înseamnă că nu va primi nimeni niciun premiu. E foarte bun, are gust de legume, numai că din cauza faptului că are acea carne și el nu e încălzit, se simte un pic sleit la textură și plus nu are sare deloc. Are carne de pui. Cine va primi recompensa? Recompensa nu primește nimeni. Fetele vor primi pedeapsă cu suzetă. Eu vreau panică eu. Eu vreau panică.
la următoarea degustare, atât Briana cât și Teo vor sta cu Suzeta în gură. N-au ce să zică! Închideți ochii, următoarea rândă! Nu trișa! Gata, alege cutiile! E cu noi, e la Mara. Și ce avem acolo? Dracul meu, e aproape. O să-l mănânc pe tot. Hai să vedem, cine îl mănâncă prima pe tot primește un premiu. Vă opriți astfel încât să fim corecți. 3, 2, 1, start! E bun, Bri? Să ne oprim un pic, dar după aia mai repede. Da, hai mai repede, mai repede. Mara a terminat! Teo! Hai, Bri, te poate ajuta Teo dacă vrei. Teo, mă ajuți? Briana s-a strâmbat! Cineva va purta Suzeta și runda următoare! S-a fost chiar foarte bun! Și următoarea rundă! Mai vreau! Mai vreți? De data asta, fără cutii! Fetele, să închidă ochii! Ochii închiși. Cred că-i toți din ăla. Numai că... Start! Acum aveți toate la fel. Dacă celelalte au fost diferite, acestea sunt la fel. Să vedem să acum cine reușește să-l bea pe tot. Prima, pe locuri. Stai că stai. Pe locuri, fiți gata. Start! Cine termină prima? E mâncare de bebeluș bio. Ce zici? Mara s-a strâmbat! Cineva vrea Suzeta! Nu cred! Ce poate fi atât de rău? E mango și... Ananasul nu e măr. E măr și pară, mama. Și mango! Și ananas! Mango, măr și pară, ia să vedem! Față de ălălalt... Extraordinar! Fetelor? Ăsta n-a fost nici deloc față de ălălalt. Ăsta are particule. Nu pot să mă închid. E pară. Așa. Teo va câștiga! Bravo, Teo! Bravo, Bri! Nu te-ai strâmbat! Mara s-a strâmbat, Mara va lua Suzeta! Briana ne-a păcălit, nu a gustat, nu se vede aici să fie ajuns produs. Asta s-a doar cu el, așa la gură. Gusta, Bri, trebuie să guști. Îți pun în ipriță! Bine! Hai, nu atât de mult! Hai! E foarte bun! Vine violul! Și... Te-ai strâmbat? Ba nu! Scrieți-ne în comentarii dacă voi ați văzut-o pe Briana strâmbându-se. Ea s-a străduit să ia de acolo tot din linguriță, dar nu cred că s-a strâmbat. Suzeta! Mara, are Suzeta tura asta? Iadi, o iau pe Are, mă duc să o hrănesc. Vede atâția copii mâncând și trebuie să mănânce și ea. Numai că ea nu are voie deocamdată mâncare de bebeluși, așa că... Pentru următoarea probă, fetele, ochii închiși! Puteți deschide ochii, fetele, și avem așa, biscuiței! Teo! Gata, Suzeta! Bri! Bri, dar nu dați! Mara! Adon cu mirosul! Sunt la fel! Au, parcă rom. Seamănă cu Eugenia. Da. Foarte tare. Și se topesc în gură. Sunt pentru bebeluși. Mai vreți un rând? Nu, nu. Zic că da. Eu vreau doar un rând. Chiar nu știu să mâncăm toată punga aia. Bun. Mai e unul. Te oare dințișor. Eu nu m-am strâmbat. Nu-i bine. La proba asta au câștigat toate fetele. Deci la următoarea. Gata, pe următoarea. Eu am mâncat 3. Eu am mâncat 2. Eu am mâncat 1. Hai să vedem ce am mai cumpărat din magazin. Fete lapte cu cereale. Wow! Aceste cereale, Bri le mânca într-un fel când era mică, dar o să vedem dacă acum le mai adoră. Chiar așa făceau. Eu vreau să gustăm așa, iau tele, dar fi din astea cu alb, eu am și borcanele din astea.
Am găsit lapte praf de început. O să încercăm să-i dăm și Ariane, dacă nu voi mai avea ce să-i dau. Dar e în special pentru fete și le voi lua și lapte praf alimentar în acela pentru prăjituri, să facă o diferență. Ok, fetelor, Ariana, un ghintiș. Sunt două tipuri de iaurturi. Noi le vom da cel cu... Mara, Teo, Bri, voi să-mi spuneți cu ce credeți că este? Iaurtul ăsta. Încă n-ai terminat biscuiții. Aveți lingurițele? E bine miroase. Poftim, Bri. Parcă-i ca o iaurt. Mamă! Ăsta cred că mănâncă o porție. 3, 2, 1 și... Cine termine prima, îi mai dăm încă un iaurțel. Ce zici? Așa, da? Atunci îl mâncăm încet. Mara nu mai vrea încă un iaurțel. Așa că îl lăsăm pentru mami sau pentru Ari. Sau pentru Teo. Sau pentru Teo. O părere? De fapt, îmi văd un iaurt de bebeluș. Cu mine, fetele mănâncă doar alimente bune. Dar de ce te ții de nas? Nu prea de trebuie, le vezi vomit. Atunci sunt nevoiți să-l dăm deoparte. El are un gust foarte bun, nu înțeleg de ce Teo l-a dat la o parte. Înseamnă că încă unul pentru Teo. Avem pe Teo cu Suzeta. Pe Rinu, Suzeta. Pentru că ia uitați acolo ce mâncat eu. Mai e puțin. Vrei Suzeta sau nu vrei Suzeta? Nu. Bine, o punem aici în față. Închideți ochii și să vedem ce vale eu. Ochii închiși, Teo, te văd! Teo, te văd! Start! Deschideți ochii! Wow! Există așa ceva! Bebeluș? Nu știu dacă e muță pentru bebeluș, dar... Mami, așa a luat, așa vă dăm. Da? Acum nu știu dacă să-l vezi pe tot. Noi o să-l bem oricum. 3, 2, 1, start! Piersicuță! Bun? La mine mai încet, pentru că eu nu vreau pe tot. Ce gust are? Aștept pe are părere. Are gustat, ai cu multă mentă. De varză. De varză? Are gust de... Ce cu piersică? Piersică, da. Da, e bun. E chiar bun. Mie nu prea-mi place atât de mult. Dar nu e corect. Uite că chiar nu te răspeam. Mi-era sete. Și doar Brisa o ferit să-mi dea. Doar... Da. Eu îi las lui mama pe atunci. Ok. Dar tot o să păstim, nu tati? Da. Sucul a fost bun. L-au consumat toate fetele. Așa că, la proba aceasta, toate au câștigat. Pentru următoarea probă, avem nevoie de apă fierbinte. Până la următoarea provocare, am schimbat-o pe Ari și ghiciți pe cine mai schimbăm noi. Dacă Ari poartă salopetă și fetele vor purta salopete. Așa că... De acolo, așa că, fetelor... În salopetă! Așa, da. Ha-ha. Mara bebeluș. Ari bebeluș. Inimioară. Hai să schimbăm și pe Bri. Bravo. Oprim apa. Fetele frumușele. Bebelușe. Ce faci tu, Bri, acolo? Căpșunele. Următoarea probă va fi o probă specială. Proba biberonului. Am aici 3 biberoane identice. Le voi umple cu lapte cam 60 de mililitri fiecare. Pentru că eu cred că e greu să sugă din tetină și de asta le pun 60. Și le voi pune lapte de vacă. Îl încălzesc un pic să semene cu laptele de bebeluș. Gata, punem capacele
cu tetinele aferente și mergem la fete să vedem cine va termina prima laptele din biberon. Laptele e perfect călduț, astfel încât să poată fi băut. M-aș bucura să fie Bricea care termină prima. Hai să vedem. Voi ne puteți scrie în comentarii cine credeți că va termina prima lăpticul. Lăptic și nu pentru Bri. Poftim, Bri. Pentru Teo. Și pentru Ana. Pentru Ari. În 3, 2, 1. Start. Hai. Start joc. Termină prima. Cronometrul e pornit. Bri, e un challenge. Hai. Hai. A pornit cronometrul. Hai, Briana, că eu zic că tu vei fi prima. Hai, Bri, hai. Hai, Bri, hai. Așa ca un bebeluș. Așa. Ce tare. Uite câți bebeluși avem. 1, 2, 3, 4, tra la 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 la. Hai, Briuța. Are un biberon cu lapte de-al ei. Are, a mâncat direct de la sursă. Da. Cum suntem? Hai, dă-i. Nu vreau să termine Mara, nu vreau să termine Mara. Hai, Teo, hai că hai, Teo. Hai, Bri. Îmi dore maxilarul. E greu, nu? Ca să înțelegeți că viața unui bebeluș nu e chiar atât de simplă. Nu strivi biberonul. Eu îl pun să nu curgă, țin limba pe el. Hai, Bri, hai. Dar am băut o grămadă și mai am atât. Nu e sana. Eu vreau să le sterilizez și să le folosesc în continuare pentru aia. Nu le stricați. Am prins meșcheria. Care-i meșcheria? Asta pești. Da. Dar să se scurgă. Au, are, are fâlcuțe de la juft. Mușchiuleți dezvoltați, dar și Briana ar trebui să aibă. De aceea noi am crezut că Briana va termina prima, pentru că ea încă suge. Da. Hai, Bri. Hai, Bri, hai. Nu-i dăm lapte de vacă bebelușului, nu are voie. Vreau asta. Nu se poate, asta e și ideea. Să reușiți prin tetină să sugeți, hai. Cine reușește prima? Mara, cât mai ai? Mara locul 1 deocamdată, Teo, Bri locul 2 și Teo locul 3. Hai, Teo! Hai, Bri! Mai puțin. Care? E tot acolo. 60 de mililitri au fost, nu v-am pus mult. Sunt 3 linguri de lapte. Dar i-a avut 100, nu știu cât de repede i-a avut. E mai bine. Hai că mai e puțin. Hai, Teo. Mara. E gata. Sunt a doua. Nu, Ronță, e plenina. Nu dați alte găuri. Trebuie să stai pe spate. Așa. Așa, ca un bebeluș. Da, nu mai vreau din fetină, mă doare. O să am iritație pe cerul gurii, nu știu cum are poate. Te dor fălcuțele? Vreau lapte de la țuță. E mai ușor de la țuță? Da. Ia auzi. Când era mai mică că era mai ușor de la țuță. Mie mi s-a părut că Ari a sug mult mai repede din biberon. Și mie. Tu suge de la sân. Păi chiar ziceți că e mai ușor de la țuță? Da. Câștigătoarea la această rundă e Ariana, locul 1, locul 2, Mara, locul 3. Hai, că s-ar putea să te întreacă, Teo. Repede. Locul 3, Teo. Briana, tu ultimul loc. Nu. Bravo, Teo! Și Teo l-a golit. Limba! Chiar așa de greu, ia să văd. Ia. Da, e greu. Limba este lucruri tare, mă doare. Te ustură limba. Ari face asta foarte des. Cam în fiecare zi. Ea suge de foarte multe ori pe zi, de 20 de ori pe zi cel puțin. Dar cu biberonul, de fapt, a supt prima dată când am adus-o acasă ca să contorizez cât mănâncă. Și a mai supt când am mers cu tati în oraș. Și eu eram la școală și el i-a dat în mașină biberon. Cred că tot a sus un biberonul. Dar părea că suge destul de repede. Acum nu ne rămâne decât să continuăm provocarea. Pentru următoarea probă, m-am gândit să luăm paste speciale pentru bebeluși. Sunt curios dacă o să le placă. Sunt sigură că le vor mânca. De când își doresc ele paste pentru bebeluși? De când au fost la Alessio și au văzut la el pastele astea de bebeluși. Altă probă! Mamă! Dar dacă vrei să te știi, trebuie să mănânci. Știu sigur că avem unul dintre copii căruia or să-i placă astea. Hei, am găsit și de căpșuni. Încă o probă.
Și am găsit lapte praf, sper să fie bun pentru ciocolata de casă. Cu? Tot cu lapte va fi, voi va trebui să ghiciți care lapte e. Vor fi vreo 4 tipuri de lapte. Dar nu le mai pui în biberon. Nu, în pahar, vezi, cu sta cu lingurița. Fiecare. Yay! Hai să mergem! Noi aici rămânem ca să fie da, surpriză. Da. Surpriză. De aceea am încălzit apă ca să pot să prepar laptele. Fetele nu se mai văd. Iar eu am aici 3 tipuri de lapte. Lapte de vacă, lapte de bebeluș și lapte praf pentru bucătărie, pentru prăjituri. Și așa am 4 tipuri de lapte. Lapte de mamă. Aha. Așa că rămâneți aproape să vedeți ce surpriză avem noi pregătită pentru fete. Va fi foarte tare pentru că Mara nu vrea să bea lapte de la mine. Celelalte formă, nicio problemă. Nu cred că se va supăra Mara. Nu e un pericol, am mai gustat. Am gustat. Da. Dar a zis că nu vrea, probabil pentru vlog vrea să bea lapte. Dar ea nu va ști, deci exact, doar voi. Deci doar voi. Dar până atunci să pregătim laptele praf, am pus aici deja la încălzit lapte. Avem laptele de vacă? Ia pune la aici că vreau să fie până la 100 de mililitri, avem? Sup. Perfect. Pun aici 4 măsuri și completăm cu apă din laptele. Pentru bebeluși. Am măsura. Facem lăpticul. Eu consider că suntem norocoși, că nu avem nevoie de lapte praf momentan. Și să ne ajute Dumnezeu să aibă mami lapte în continuare. Așa, e cel mai sănătos. Apropo, pentru cei care au mai comentat, că de ce suge Briana, că laptele trebuie să fie pentru Ari. Veniți cu mine un pic la congelator. Cu toate că suge Ari cât poate de mult, suge și Bri. Și tot ce vedeți aici. Lapte. Și pe ușă. Lapte. Nu mai lapte. Deci am litri întregi de lapte pentru că depozitez cam un litru de lapte pe zi minim. Acum am început să mai răresc că nu mai pot eu, e prea obositor. Iar Ariana are aproape 3 săptămâni și deja are 1 kg peste greutatea cu care a ieșit din spital. E bine, adică deja are peste 1 kg. Avea 1 kg acum 2 zile, sunt sigur că în 2 zile a mai luat. Acum? Punem apă caldă. Dar cum facem? Trebuie să punem niște semne pe ele. Marcăm cu ceva. Acesta este laptele praf. Iar acum laptele alimentar praf. Da. E bun și acesta, dar se recomandă copiilor mai mari, nici de cum sugarilor. E foarte bun pentru... pentru prăjituri. Prăjituri. Ciocolată. Așa mai departe. Până la 40 de semne. E bine. Ok. Apă. Cine te poate pune? Pune menul. Gata. Gata. Agităm și pe acesta. Și acum să pregătim 100 de mililitri din acesta. Laptele limami. Mamă, l-am pus. Lapte aici. Praf de alimente. Laptele praf de bebeluș. Și laptele de văcuță. Să ducem fetele. Haideți. Cum e Ari? Bine. E bine Ari? Nu schimbați ordinea pentru că doar eu o știu. Voi va trebui să... gustați în ordinea aceea și să-mi spuneți de care lapte credeți că e. Gustați întâi din primul pahar, toate. Toate din primul pahar. Teo, păstrează-ți ideea. Nu spui nimic. Mara, nu spui nimic, da? Acum Bri, hai, gata, Muruță, gata, ți-ai dat seama. Acum și Bri, hai, Briuța, mai mult. E bun. Spune. Lasă-le să spună la urmă. Le gustă pe toate și apoi hotărăsc. Ce a fost primul lapte, ce a fost al doilea și tot așa. Următorul. Ăsta e primul. Bă, ăsta miroase urât. E al doilea, da? Bun, următoarea. Hai, Teo. Mara va furta suzetă. Nu e bun, Teo? Ba, nu cred că face asta. Oh. Eu sunt sigură că Briana îi va plăcea. Hai, Bri? Bea cu paharul, Bri. Poți să fie... Dar cum să vezi tu să vezi cât de... E. E bun și eu. Asta e, numărul 2. Numărul 2. Gustă-l și tu. E iute. E ciudat rău. Nu e iute, dar parcă ar fi de bivolită. Numărul 3. 3, hai să vedem. Hai să vedem. Ăsta cred că e praf după miros. Ăsta cred că e ciuțor. Ce are? Nu cred. Nu cred așa ceva. N-are cum să prostesc, sigur. E acru! E acru!
Nu se răpit, deci să nu vrei să fie așa ceva. E sărat. E sărat, da, dar e bun. Să vină și Teo, ăsta nu? Lasă-l să-l guste și Mara Palpatrule. Bine, hai. Ultimul? E rece. E rece? Asta-i din țâță. Numărul 3, gustă-l. Lasă-l direct. Nu te mai strâng, că e bun. Asta-i 2. Nu, e 3. E 3. Ăsta-i sărat. Nu e la fel de la țâță. Bun. Iar ăsta ne spune printei? Haide, gustă-l. Am gustat deja. Bun. Mara? Cum e? Cum e? Nu e cremos și e... Numărul 4, da? E ciudat. E ciudat? Ce? Gata, lasă-și pe Teo. E din țâță. Știu că e din țâță. Cum e, Teo? E din țâță, nu. Care e cel mai bun? Asta e cel mai bun. Serios? Nu cred. Mi-am place cel mai mult ăla care nu m-a strâmbat foarte. E asta. E bun asta. Primul lapte, ce credeți că a fost? Primul lapte a fost lapte praf. Primul lapte? Lapte. De care? De eu zic că la bolă crămioară. Al treilea, ce credeți că a fost? Al treilea? Cred că e de vacă. Eu îmi schimb părerea, cred că primul a fost de la vacă. Al doilea, lapte praf. Al treilea, ăsta. Și al patrulea, lapte de la mama. Da, cel mai rece. Eu am spus deja. Acum să vă zic eu exact cum au fost. Primul a fost lapte de vacă. Da. Al doilea a fost lapte organic. Mie mi s-a părut. Bravo, Teo! Mie acesta mi s-a părut oribil. Deci este oribil. Acela care zic ele că e black, mi-a plăcut chiar tare și a fost laptele praf alimentar. Care a fost care al treilea? E sărat, deoarece e pentru gătit și mâncarea nebună fără sare, nu? Așa că al treilea cine l-a găsit? Nimeni. Eu vreau cu apă. Cu apă a fost făcut, acela e. Iar al patrulea, ce de la mami. Lapte de la mami. Au ghicit. Și a fost cel mai? Deci, bun. Vedeți? Fetelor le-a plăcut cel mai mult. Și Ariane îi place, uite cât de tare îi place. Nu mai așa stă. Noi mai avem multe alimente de bebeluș. Încheiem aici prima parte. Mulțumim tare mult că v-ați uitat până la final. Dacă vreți să mai facem și partea a doua, ia uitați câte alimente mai avem. Și vor mai fi, mai știu eu, un loc de unde se pot lua niște alimente speciale de bebeluși. Hai să strângem 10.000 de like-uri! Și să dați like și clopoțel. Nu uitați că aveți videoclipuri în fiecare colț al ecranului, challenge-uri, sketch-uri, vlog-uri. Vă așteptăm și data viitoare. Da, așa că noi v-am pupat. Pa, pa! Pa.